Bună ziua, doamnelor și domnilor, dacă e vineri, e Mexico, cum era filmul ăla? Dacă e marți, Belgia. Dacă e marți, Belgia. Cred că... Bună dimineața! Bună dimineața! Vineri, 8 iulie 2016! La 6 și jumătate, să zic. La 6 și jumătate... 6.33 6.33 Cine îmi dă mie SMS-ul? Începem la 8, începem de dimineață. Da? Colegul Dan Vasiliu, care el se trezește vineri cu așa un chef de muncă, încât la 6 jumate el dă SMS-uri la oameni. 6.33. Deci nu 6 jumate. Retrospectiva săptămânii, știri nu extraordinar de multe, pentru că în continuare ne legăm de constituirea Consiliului Județean. Da. Bun. Da, știm foarte bine că acolo s-a... Ți-am trimis informațiile, le ai da. Tu? Da, da, tu ai intrat încă pe mail. S-a deschis. Că s-a desecretizat votul. Mă, oameni buni, ați văzut cu toții ce s-a întâmplat atât pe transmisia live a Roman 24? Ai fost acolo prezent? Eu nu, dar am avut... Ciprian a fost acolo. Aha, nu, asta, perfect, știu treaba asta și mă gândeam că ai fost chiar live. În sală. Prima ședință a actualului Consiliului Județean a ieșit cu scandal, evident, că nu se putea altfel. Nici nu știu dacă să mai vedem știrea, e foarte lungă, foarte lungă. Practic, Flora Ordean în știrea asta face un rezumat a ședinței. Dacă vreți să o vedem ca să avem de ce ne lega. Da, hai să vedem știrea. Da. Și după aia să discutăm ce înseamnă mai exact desecretizarea votului ăsta și de ce implică și ce s-ar fi putut întâmpla în caz că de fapt, oamenii ăștia că și-au arătat voturile acolo ca să se asigure că cei de la ALDE și de la PMP au votat Ionel Arsene ca președinte al Consiliului Județean. Bun, hai să vedem știrea. Știrea și ne întoarcem și eu. Perfect, da. Retragerea consilierilor liberali în timpul votului sub pretextul nerespectării secretului acestuia nu i-a deranjat pe socialdemocrați și aliațiilor, cei patru consilieri PMP și ALDE cu care au făcut majoritate participând la alegerea președintelui și vicepreședinților. Comisia de validare cu un membru mai puțin, Monica Anton, și-a continuat treaba. Întrucât consilierii județeni care au fost prezenți au votat, vom proceda la deschiderea urnei și numărarea votului. Pentru aceasta voi rog pe membrii Comisiei de Validare să o facă. Apoi președintele Comisiei de Validare să prezinte rezultatul votului. Comisia de validare a numărat voturile exprimate și a dat citire procesului verbal de numărare a acestora pentru președinția Consiliului Județean. Din cele 26 de voturi valabile exprimate, 21 au fost pentru alegerea în funcția de președinte a Consiliului Județean a șefului PSD Neamț, deputatul Ionel Arsene. Proces verbal privind rezultatele votului exprimat pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 a administrației publice care republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț, s-a întrunit în ședința de astăzi, 4 iulie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot Arsene Ionel și Hopșa Florin Adrian. După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoarele. Au fost 26 de voturi exprimate. 26 de voturi sunt valabile. 9 voturi au fost anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Arsene Ionel, 21 de voturi. Hopșa Florin Adrian, 5 voturi. Având drept criteriu votul majorității consilierilor în funcție, Comisia de Validare constată că alegerea ca președinte al Consiliului Județean Neamț pe domnul Arsene Ionel. Comisia de validare semnează Arcan Emilia, Todiriție Andreea, Mihai Alexandru și Andrușcă Dănuț. Președintele de ședință, deputatul Ioan Munteanu, a mulțumit pentru modul în care a fost sprijinit să conducă ședința de constituire a Consiliului Județean și a dat citire hotărârii 138 de alegere a președintului Consiliului Județean în persoana lui Ionel Arsene, predându-i acestuia misiunea de a conduce în continuare ședința. Vreau să vă mulțumesc, consilierilor județeni, pentru că m-ați sprijinit în desfășurarea legală a constituirii Consiliului Județean de la Neamț și totodată să vă
felicit pe toți care ați depus jurământul și nu în cele din urmă și eu să-l felicit pe cel care astăzi a fost ales președinte al Consiliului Județean Neamț și îl invit să bea locul și să-l stăpânească până o să facă și ședința de vârstă. Luându-și funcția în primire, președintele de acum a Consiliului Județean Ionel Arsene a mulțumit colegilor care l-au ales pentru încrederea acordată, promițând că noul legislativ va lucra în următorii 4 ani în interesul cetățenilor județului. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care astăzi mi-ați dat votul și m-ați investit cu încrederea dumneavoastră. Vreau să avem un mandat de 4 ani împreună în fruntea județului Neamț productiv, un mandat în care ceea ce am promis oamenilor să facem, un mandat în care să arătăm că putem să facem și administrație performantă, nu numai politică. Și îmi doresc, împreună cu dumneavoastră, împreună cu ceilalți colegi care au părăsit astăzi, din păcate, sala, să facem ceea ce așteaptă oamenii de la noi. Și electoratul de dreapta, și electoratul de stânga, vreau să le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean, cei cu care alcătuim în majoritatea Consiliului Județean pentru încredere. După aceeași procedură a votului indirect, dar secret, cei 21 de consilieri rămași în sala de ședințe după retragerea liberalilor au trecut la alegerea celor 2 vicepreședinți. Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean. Trecem la alegerea vicepreședinților Consiliului Județean după aceeași procedură utilizată la alegerea președintelui. Vă rog să faceți propuneri. Conform înțelegerilor politice între PSD, PMP și ALDE, care au decis să facă o majoritate politică, s-a trecut la propuneri pentru cele 2 posturi de vicepreședinte, urmând a fi aleși pe aceste funcții câte un reprezentant al acestor 2 formațiuni politice, care în următorii 4 ani vor ocupa, spre disperarea liberalilor, fotoliile amintite. După aceeași procedură, cei 21 de consilieri ai majorității care va funcționa în Consiliul Județean au trecut la votarea celor 2 vicepreședinți. Singura deosebire a fost aceea că cei 17 consilieri PSD n-au mai împăturit buletinul de vot în fața membrilor Comisiei de Validare. Cum rezultatul era previzibil, președinta Comisiei de Validare l-a anunțat prenului Consiliului Județean, dând citire procesului verbal de constatare a rezultatului. Republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț, s-a întrunit în ședința de astăzi, 4 iulie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot Laurențiu Cristinel Dulamă și Ioan Asapte. După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoarele. Au fost 21 de voturi exprimate, 21 de voturi valabil exprimate, 14 voturi au fost anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Laurențiu Cristinel Dulamă, 21 de voturi. Ioana Saftei, 21 de voturi. Votul majorității consilierilor în funcție, Comisia de Validare constată alegerea ca vicepreședinții Consiliului Județean pe domnul Laurențiu Cristian Dulamă și domnul Ioana Safrei. Președintele ales Ionel Arsene a dat citire primei hotărâri a Consiliului Județean pe care a semnat-o în calitate de președinte. Acesta a mai anunțat consilierii că au în mape propuneri pentru denumirea celor 5 comisii de specialitate care vor funcționa în noul legislativ, solicitând opțiunea ale aleșilor pentru a face parte din aceste organisme de lucru. Ionel Arsene are timp 2 săptămâni pentru a renunța la funcția de deputat în Parlamentul României în favoarea celei de președinte al Consiliului Județean Neamț. Da. Gata. Da. În sfârșit a primit și colegul Dan Vasiliu știrile.
Păi noi ne trimitem unul altuia de aici, aici, pe, pe e-mail, da, în caz că nu știți. Salvăm pădurea. Încercăm pe cât posibil. Retragerea consilierilor liberali din timpul votului pentru numirea președintelui, pentru alegerea președintelui Consiliului Județean, care ar fi ieșit oricum Ionel Arsene, se știa, de fapt, se vehicula numele lui încă dinainte de, de constituirea consiliului. Dar liberalii au sperat într-un sprijin al consilierilor bănuiesc de la ALDE și la PMP și mai sunt alți consilieri? Nu. Deci liberal, PSD, liberal... PSD 17, PMP ALDE 4, 14, parcă sau nu știu cât, nu, 18, cât sunt la PNL. De acolo. 18 consilieri? 18 sau 19. Și câți are PSD-ul? 17, parcă. Uite acum, zic, stai că zic, facem așa, au majoritate împreună cu PMP și ALDE. A. Ei sunt așa, 21 de consilieri ai majorității, sunt 17 PSD, 4 PMP ALDE. Am înțeles, am înțeles. Da, întrebarea este, se vehiculează ideea asta, n-a avut încredere PSD-ul, recte Ionel Arsene, actualul președinte al Consiliului Județean, n-a avut încredere în proprii oameni? Hoțul de hoț se teme. Bun, hai să nu folosim cuvinte hoț ca hoț. Nu, 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 a fost o expresie populară veche de zeci de ani, sute de ani, valabilă și în politică, nu? Bineînțeles. Așa. Bun, și atunci, deci el n-a avut încredere în proprii oameni. Nu, hai să luăm așa. Nu a avut încredere. Există încă acei politicieni și s-ar putea să fie și Arsene, s-ar putea să nu fie, între cei politicieni care doare la bască, la pălărie, de reguli clare, stricte. Deci, bun, dar dacă doare la bască și uite, dacă liberalilor le iese acțiunea pe care au înaintat-o în instanță, s-ar putea ca Ionel Arsene să piardă locul de președinte al Consiliului Județean. Mă, au mers, cum să spun, avem exemple destul de multe de politicieni care au încălcat legea. Deci n-ar fi primul. Poate ar și cărora le-a mers. Și cărora le-a mers. Aici e ideea. Cred că naștem discuții degeaba sau nu neapărat degeaba. Nu spune degeaba, e posibil să nu-i meargă și atunci da, să se reia votul acesta. Chestia că trebuie să se pronunțe cine? Curtea Constituțională, dacă înțeleg. Cine? Legea? Eu știu cine? Prefectura și după aceea dacă mai este o altă cale legală pentru... Da, uite că n-am aici exact ce vă face liberalii. Ceea ce vreau să spun eu, repet, mă bucur rezultatul votului din 5 iunie, când s-a înroșit harta. Da. Dacă sunt oameni care gândesc, dacă sunt oameni care vor să se implice pentru binele comunității, sună puțin, știu eu, există idealism. Există comunității, da. Așa, dacă vor să se implice pentru viitorul copiilor, nepoților și așa mai departe, vor lua act de faptul acesta și eu zic așa, că toți cei care aveau de votat cu PSD-ul au ieșit la vot în iunie. A ieșit PSD-ul... Deci, nu, zic toți. Da. Din cei care ar fi trebuit să voteze, s-au prezentat puțini. Dar din cei puțini au fost toți ai PSD-ului și restul dezorientați care nu s-au mai care s-au prezentat la vot și au crezut într-un partid, într-un om și așa mai departe. În toamnă va urma schimbarea. Va trebui să urmeze credem schimbarea. Credem noi că o să urmeze schimbare. M-am convins că nu pot să schimb mentalități peste noapte. Sau în 26 de ani. Din păcate nici în 26 de ani. Poate acum, deci dacă la toamnă lumea va conștientiza și nu va mai sta numai pe Facebook, numai, știu eu, în mici manifestații cum a fost gen după colectiv și așa mai departe și va ieși la vot lumea, va avea loc o schimbare. Schimbarea trebuie să vină din Parlament. Da. Și asta sper. Pentru că tu speri în continuare ca în Parlament în toamnă să intre persoane care să fie cinstite, să fie oneste, să lucreze pentru binele cetățeanului? Da. 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 Am să vă rog să lăsați pe Facebook comentarii legate de treaba asta. Mai speră cineva că există parlamentari, politicieni care să lucreze pentru cetățean? Deci eu cred
că vine momentul în această toamnă în care românii pot să arate că tot ce a fost până acum a fost o cloacă de nesimțiți, da, și să voteze pe altcineva. Altă cloacă de nesimțiți. Alți oameni, tineri, iarăși vrei să spun portretul candidatului ideal. Știi de ce se numește ideal? Pentru că nu există portretul candidatului care trebuie. Președintele Iohannis a trebuit să apeleze la Curtea Constituțională ca să-i scoată pe primarii penali din funcție. Pentru că parlamentarii în tâmpenia lor, în nesimțirea lor, deci cu juriști, cu avocați, doctori în drept. Da. Deci avem senatorul de Roman, Chelaru. Deci cum a putut să permită, deci decât spiritul de turmă și interesele proprii. Deci să valideze ca avocat, doctor în științe juridice, în drept, să valideze o asemenea chestie, să ajungă mai departe. Ce vrei să zici? Ce, adică au verificat vigilența președintelui, au verificat corectitudinea judecătorilor la Curtea Constituțională. Deci chiar ne luau de proști. Deci ei încearcă. Exact cum e, să spunem, în piață, că prostii nu cel care cere prețul, ci prost cel care plătește. Deci noi suntem în continuare proști pentru că girăm niște oameni de genul acesta. Bun, și soluția care este? Soluția este... Să-i forțezi pe oameni să voteze o singură persoană. Aia pe care o consideri tu bună. Și uite, ajungem de unde am plecat acolo ușa verzi. Soluția este așa, să nu mai apară pe scena Parlamentului niciunul din cei care au fost până acum. Bun. Ce zici dacă se schimbă treaba asta? Da, corect. Deci, puțin probabil, 100% ar fi perfect. Cine va veni? Nu, hai să facem la Consiliul Județean. Va veni exact cum va fi, cum a fost la Tămășeni, și dau exemplu ăsta, deci acei tineri care vor rămâne cinstiți până la adânci bătrânețe. Băi, deocamdată intențiile lor și intențiile, ia drumul spre ea de pap. Cava de bune intenții. Da. Ce facem acum? Da. Dar nu cred că intenția contează. Sunt tineri care întâi au pus osul la treabă și după aia au intrat în politică. Mai exact când au început să pună osul la treabă? Păi unii au business-ul... Înainte de alegeri. Nu. Pentru comunitate, nu pentru propriul business. Nu. Mă refer la modul ăsta pentru că sunt tineri care, domne, dacă nu câștigau alegerile, nu pierdeau nimic. Dar, deci, și acum va trebui să și urmărim, sunt o mână de oameni, să urmărim dacă în Consiliul Local Tămășeni, că mergem pe laboratorul Tămășeni. Da, că e un experiment. E un experiment și să vedem, domnule, dacă o calcă pe bec, atunci înseamnă că avem o problemă de mentalitate. Noi știm foarte bine, dacă tu ți se merge, am început cu proverbele și cu puterea corupe, vrei, nu vrei. Ajungi într-o parte în care ai puterea de decizie și vei trage pentru decizii proprii, pentru tine. Îmi spui că sunt oameni care au business, au afaceri, doar nu o să-și dea oamenii să-și lase afacerile deoparte ca să fie politicieni. E chestia de a întoarce spre societate, spre comunitate o parte din ceea ce ai acumulat, spiritual sau material. Bun. Sau ca experiență de lucru. Și să încercăm să ne apropiem de ceea ce înseamnă vest, ca și ordine, disciplină. Vine partea asta, vine cu anumite aspecte care s-ar putea să nu ne convină sau să nu le putem accepta noi, acum. Dar s-ar putea copiii noștri să le accepte altfel. Că până la urmă, deci noi vedem în vest că oamenii sunt mai reci. Relațiile sunt strict profesionale. Și mă refer aici mai mult spre statele nordice, statele germanice, Belgia, Olanda. Deci se spune că, domnule, stai așa la locul de muncă, relațiile sunt puțin strict profesionale, știi? Da. Ceea ce
Până la urmă ce duce? Vorbeam de chestia asta de relații strict profesionale, duce, vorbeam aseară cu cineva care e medic în afară, în vest. Da. Deci el simte lipsa comunicării care era aici în România și amiciției, prieteniei cu colegii. Așa. Da? E, acolo e strict profesional, ceea ce era și aici strict profesional, dar mai departe nu mai are legătura cu oameni, socializarea, chestiile astea. Am până la urmă, care, ce vreau să spuneți, că ideea, că mergând cu partea de drumul spre vest, binele este pentru cei care sunt acolo, deci nu mai apar alte discuții referitoare, știu eu, la șpăgi, la chestii de genul ăsta, și atunci te bagi în carapacea ta să fii bun profesionist, da, și partea cu relații sociale ți-o construiești ușor-ușor cu grupul, să grupul ne tău de prieteni, mai vechi, mai... Să ne întoarcem la Consiliul Județean, că de acolo am plecat... Bă, hai să lăsăm să decidă prefectul justiția, da, acolo. Nu știu ce, am senzația, pe senzații, deci pe senzații, că ar fi trebuit să fiu un mijloc, să fiu acea... Ce cum se spune? Mă gândesc și mă las așa într-o parte, știi, ca să duc neuronul pe partea dreaptă. O să iasă neuronul pe ureche la un moment dat. Știi, când vorbesc de liberal, și mă las dreapta, vorbesc de... Asta mă las pe stânga. Să nu fie ceva de... Eu sunt de centru. Da. Să nu fie ceva doar de pe obiceiul meu de a face scandal, de a fi gică contra, de... Că până la urmă nu, chestia asta, că dacă eu ies din cabina de vot, da, și arăt votul... Nu mai e vot secret. Da. Bine, votul în sine a fost secret, nu te-a văzut nimeni acolo. Acolo am ieșit, uite asta, am votat, pac, am pus acolo. Pot să facă cineva ceva? Există o lege care să mă sancționeze pentru treaba asta? Votul a fost arătat înainte de a fi pus în urnă. Ca urmare, nu mai da, e secret. Păi, înainte de a pune în urnă. Eu ies din cabina de vot, da, și arăt. Asta am votat, domnule. Nu mai e rușine cu ce am votat și asta. Omule, nu mai e secret. Bun, și sunt sancționat? Sunt sancționat? E posibil ca această chestiuță să ducă la, nu știu, Curtea Constituțională sau cine Dumnezeu decide chestia asta, să spună la un moment dat, domnule, trebuie să invalidăm. Bun, să invalideze. Chestia bună este așa. Oameni buni. PSD-ul s-a aliat cu ALDE, da, care e tot PSD, că Tăricianu e PSD-ist, cât am zis eu că e liberal, s-a dovedit că e PSD-ist, și cu PMP-ul. PMP-ul a cui? Alu Băsescu. Deci, ei au luptat împotriva băsiștilor. Ei au arătat că tot rău de până acum este făcut de băsiști. Da. Și băsiștii sunt răi. Băsiștii sunt periculoși. Făceam ieri un calcul. Ca până la urmă, băsea așa o clipă. Deci voi v-ați aliat PSD-ul, PMP-ul? La toamnă ce trebuie să primiți? De ceea bine. Ce trebuie? Cartonașul roșu. Out. Bine, Consiliul Județean o să rămână. Dar parlamentarii, da, cei care o să facă... Principii, s-au aliat pentru alegerea unui om. Bun, dar băsiștii dar nu erau de... Întrebarea vine la modul următor. Presupunând, uite, Arsenie a făcut... Noi spunem în continuare că Ionel Arsenie i-a pus pe oamenii ăștia să-i arate... loialitatea, să-și demonstreze loialitatea votându-l. Dar stai că vreau să merg pe un scenariu. Noi mergem pe ideea că PMP ALDE, cei patru de la PMP ALDE, ei ar fi trebuit, de fapt, verificați că l-au votat sau nu pe Arsene. Dar hai să spunem că cei de la PMP ALDE, cei patru consilieri județeni, ar fi votat altceva. Ar fi câștigat oricum? Nu. Ar fi pierdut Ionel Arsene președinția Consiliului Județean. Pentru că ar fi fost mai mulți peneliști, da, care să voteze cu o anumită persoană. Da. Sunt doar 17 PSD-iști. Da. Au majoritate tocmai pentru că sunt ăștia patru oameni. Da. Asta e UDMR-ul județean, da? Nu, alte... Bun, PSD-iști au majoritate în Consiliul Județean pentru că s-au aliat cu ăștia patru. Doi de la PMP, doi de la ALDE. Da. De asta a ieșit Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean. Că e bine, că e rău, prea puțin mă interesează în momentul ăsta. Corect, încă nu știm ce poate omul să facă, ca și președintea de Consiliu Județean. Da, da. Dar dacă ăștia patru oameni ar fi votat, de exemplu, ținând votul secret, fără să-l arate,
Da. Fără să-și demonstreze loialitatea, da? Ar fi votat de partea PNL-ului, ar fi câștigat peneliștii, ar fi avut omul lor ca președinte de Consiliul Județean. Da, da. Discuțiile apăreau ca să vadă, băi, cine ne-a trădat? De la noi din ogradă sau din cei care erau după gar și au spus că sunt cu noi? Acum trebuie urmărit și ce interese are fiecare consilier județean, dacă se apucă de treabă, dacă dau drumul la proiectele pentru județ. Acum să vedem dacă o să meargă, da? Tare curios ce o să se întâmple acolo. Lăsăm puțin Consiliul Județean? Băi, da, lăsăm. Tu la ce știre vrei să mai mergi? Sincer, eu mai am o știre aici. Spune-mi, asta cu Biserica Ortodoxă? Da, că trebuie să atenționăm. Noi trebuie să atenționăm populația să nu facă prostii. Deci, ați văzut că am pus, vorbim de aceeași chestie, nu? Cu căsătoria non-ortodoxă. Da. Ați văzut că am preluat ieri un material, pe urmă l-au preluat și televiziunile centrale, presa centrală, chiar mă mir că am preluat materialul înaintea lor. Ați fost pe fază, am fost pe vigilenți. Fază, da, întâmplarea. În perioada 16-18, parcă iunie, la Sfântul Sinod, din Creta, din Creta, s-a stabilit căsătoria între persoanele de același sex este absolut interzisă, căsătoria între persoanele ortodoxe și non-ortodoxe este iarăși interzisă. Curând. Ceea ce era și înainte. Unul cred din cei doi trebuia să treacă în religia celuilalt. Da. Trebuia. Dacă vrei să ai o comunie religioasă, nu, poți să rămâi tu ortodox și soția catolică, de exemplu, dar nu faci comunie religioasă. Și fii atent aici o chestie, că între ortodox și neortodox, și aici vorbim la neortodox de creștini, dar episcopul locului poate da dispensă. Contra cost. Cred evident. Că, iar căsătorii dintre ortodoxi și necreștini sunt absolut interzise. Adică nu poți să mă căsătoresc cu siriancă, de exemplu. Nu, s-ar putea sirianci să fie și creștine. Sau o indiancă. Cu musulmani, cu budiști, cu... Da, domnule. Da? Nu pot să mă căsătoresc cu o neozeelandeză. Nu, sunt creștine. Bun, o aborigenă din Australia, poftim, na, o indiancă din Statele Unite, dintr-o rezervație. Băi, deci tu îți dai seama... Ce înseamnă? Că nu poți să alegi... Dar unde e deci, semnul? Din 7 miliarde, da, sunt mai multe femei, da, și aici avem cât? Nici măcar 10% din populația lumii nu este ortodoxă. Da. Deci noi rămânem aici o enclavă. Da, o să ne întrebăm. Băi, și mai e o chestie. La un moment dat, devenind așa comunitate închisă, deci toate comunitățile au permis deschiderea și spre alte religii, rase și așa mai departe, pentru a păstra puritatea genei sau pentru a... Ce înseamnă puritatea genei acum? Suntem 7 miliarde de idioți și toți ne tragem din aceeași maimuță. Din aceeași maimuță sau din același cuplu. Da, da. Haideți, mă, dau un... Mă, de ce? Nu? Că mie Darwin care îmi zice că ne tragem de aceeași maimuță, că mie, nu știu, noi cercetători care l-au găsit primul cuplu de oameni care a mers vreodată în Africa pe două picioare și de acolo ne tragem toți, sau că ne tragem de Adam și Eva. Tot rude suntem, că uscăm rufele sub același soare. Da, suntem pe același pământ. Și despre ce vorbim acum? Zi-mi tu mie, vrei să zic o chestie? Hai să-mi ridic creștinii ortodoxi și ăștia fanatici în cap. De ce nu ne pune biserica ortodoxă un semn în frunte sau pe mâna dreaptă și să nu putem să ne căsătorim fără semnul ăsta? Ca să știm că suntem ortodoxi între noi, că eu n-am de unde să știu ce religie ești tu. Da. Sau uite, mi se pune pata pe o gagică, eu nu întreb de buletin și de certificatul de religie, nu? Da. De ce nu îmi pune biserica cu ortodoxă română un semn în frunte sau pe mâna dreaptă și să nu pot să mă căsătoresc, să vând, să cumpăr fără el? Apare în Biblie chestia trebuie asta. Trebuie să-și lase patriarhul mustăcioară. Deci apare în Biblie chestia asta. Că o să se întâmple. Dacă e să ne luăm după predicții de asta. Ce prostie asta? Că este interzisă căsătoria între persoanele ortodoxe și non-ortodoxe. Adică, da? Eu de unde știu că nu e ortodox? Cum să spun, noi aici pe zona Roma putem face o comparație între ortodoxi și catolici. Deci la fel. Deci am lucrat în comunități catolice. Nici o diferență cu comunitățile ortodoxe. Deci oameni harnici la ei, oameni harnici în partea cealaltă la ortodoxi. Deci ortodoxi catolici. Bețivanii beau la fel. Da. Deci nu bețivanul catolic bea cu stânga și ăla ortodox cu dreapta.
Deci amândoi țin unghiul frumos și fără să piardă nicio picătură, cu joacă. Tehnică, da. Cu tehnică. Deci, voi știți cu toții aversiunea mea față de Biserica Ortodoxă Română și față de religie în general. Am spus-o destul de ori, dacă religiile n-ar exista, ar fi pace. Și oamenii ar trăi liniștiți. Da? Pentru că n-ar fi nimeni să-ți sufle în ureche, bă, ei, alții sunt răi. Sau Dumnezeul meu e mai bun decât Dumnezeul lor. Da, ar fi da. Mai bine fără oamenii ăștia. Acum vine și chestia asta, când după 1000 de ani aproape, Papa vine și își manifestă deschiderea față de unificarea bisericilor. Da, deci s-a călcat puternic pe niște principii în chestia asta. Deja de 1000 de ani, de la Zim, când s-a fost Consiliul de la Nicea? 1054? Da, sau bun, 1000? Ok, nu 1000 de ani, jumătate de mileniu, sufletul meu. Da? Cam 1000 se calcă de ani, pe niște principii, ani. Se calcă pe niște, hai frate, treacă de la mine să încercăm unificarea bisericilor, că suntem toți creștini, da? Nu, vină ăștia și nici măcar între noi nu ne mai dau voie. Da. Că ce faci dacă ești creștin ortodox de rit vechi? Bun, da, ok, au zis, nu e vorba neapărat de ortodoxie, cât e vorba de dragostea întru Hristos. Apare în comunicat chestia asta. Da? Or, catolicii mai puțin cu Iisus, ei mai mult cu Fecioara Maria. Da. Da, ortodoxii... Nu, dar de ce ne băgăm în discuții care țin de teologi și chiar nu... Păi, dar altfel nu-mi imaginez de ce nu cred asta. Nu. Sunt multe lucruri care se aseamănă. Deci, cei care au fost și în Biserică Ortodoxă și în Biserică Catolică, deci n-au găsit discrepanțe. Măi, catolicii sunt mai greșeli, mă. Cum? Cine mi-a spus chestia asta? Mergând de la vest spre est, urmărind și modul în care se desfășoară viața cotidiană a populațiilor, a popoarelor, a națiilor, cât și cea religioasă, vei sesiza că cu cât te duci spre est, cu atât oamenii devin mai triști. Totul e mai trist. Spre est. Spre est, da. Plecând din partea de vest, unde? Hai să luăm tradiții de Crăciun. Cântecele sunt vesele. Vesele de ce? Pentru că e un început. Da. Da? Icoanele sunt mai vii colorate. Tradițiile sunt mai, într-adevăr, mai vesele. Cu cât mergi spre est, ajungând până la ruși, unde oamenii plâng de Crăciun. Au și colintele da. Noastre. De ce plâng? Care sunt triste. Băi. Și din punct de vedere religios, sunt mai stricte la ortodoxi până o iei din unul de la capăt, știi? Nu vreau să intru și am spus, mi-am spus și am spus, nu intru în discuții legate de organizarea bisericii, nu știu, punctual pe anumite idei care mi se par ne la locul lor și, într-adevăr, istoria confirmă faptul că multe războaie s-au purtat pe criterii religioase. Da. Deci, religioase, rasiale, inclusiv ultimul război mondial... Bine, și din toate direcțiile. Și din toate direcțiile, adică da. Nu spuneam acum că deci, ăștia și acum, jihadul și asta, corect. Da. Deci, adică și acum, oamenii, uite, islamiștii se aruncă la el între ei. Da, 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 da. Ce da, se întâmplă da. În momentul ăsta? Pur și simplu, eu cred că în oameni s-a dezvoltat brusc instinctul ăsta de a omori pe alții. Că n-are nicio noimă. Înțeleg, islamiștii să... Înțeleg, nu înțeleg, dar ca idee, dacă tot pornim un război, vorbim de războaie religioase, bă, să-i ataci pe ăilalți, nu pe ai tăi. Da, e o chestie aici care noi am trecut-o și încă mai avem de asta, când s-au luptat în vest, pentru că acolo au avut loc anumite schimbări în Biserica Catolică, când au apărut luteranii da. Și alte religii. Și, deci au fost bătăi între bătălii, războaie, conflicte între în cadrul acelorași comunități creștine de un anumit fel la un moment dat și care s-au desprins pentru anumite idei, aspecte care nu mai corespundeau realității la momentul respectiv sau așa. Ei, și aici la musulmani sunt iarăși cum avem noi, deci creștini, da. Catolici, ortodoxi, spunem noi tot timpul, dar sunt, avem adventiști, penticostali, exact, exact, da. Și acolo... Ca să ne întoarcem la familiile astea mixte și ca să și oprim, întreba cineva ce se întâmplă cu cei care s-au căsătorit deja, oameni, bun, hai să vă rămurim o chestie. Ardeliat. Da? Toată chestia asta, când spune biserica o căsătorie mixtă este interzisă religios.
dacă țineți foarte mult la chestia asta, trebuie să luați o dispensă de la episcopul locului și așa sunt mai departe. Dispensă, corect? Dacă sunteți ca neamțul, care nu dă doi bani pe religie, te căsătorești civil, că aia e important în fața statului să ai actul. Și aia religioasă, asta că Dumnezeu, dacă e deasupra și iubitor și iertător, o să treacă și peste chestia asta, nu cred că o să-i stea în gât că te-ai căsătorit cu o musulmancă, de exemplu. Sincer. Știi, era chestia Descartes, nu? Parcă era de o religie, cea pe care o iubea era de altă religie și... a spus, domnule, stai așa o clipă, dacă religia ta nu-ți permite să te căsătorești cu mine, înseamnă că nu e o religie bună, dacă religia mea nu-mi permite să mă căsătoresc cu tine, înseamnă că nu e o religie bună, și a rămas omul în aer cu dilema asta. Deci, ce altă religie care deci, îți permite chestia asta, dacă vrei, musai cu religie. Da. Dar eu cred că oamenii pe vremuri când făceau ei copii fără să se căsătorească sau deloc, că nu exista nici religie, nici lege, o făceau natural, pur și simplu, și nu s-a supărat Dumnezeu. Din potriva, am prosperat și ea că suntem 7 miliarde acum. Da, mă, de 2000 de ani, că au venit niște impuneri de astea morale. Deci, pe budiști, evrei, creștini, au apărut schimbările și, în fine, cu scopuri de coordonare, manipulare, subjugare. Da. Deci chestiile astea. Este punctul meu de vedere. Când oamenii, înainte să apară religiile și înainte pe Dumnezeu să-l cheme Dumnezeu, că îl chema altfel, că, na. Era Ra? Erau alții, da? Nu cred că s-a supărat nici atunci. Și dacă e să trăiți, să fiți fericiți și să faceți fapte bune, să faceți niște copii pe care să-i creșteți cu niște principii morale sănătoase. Exact. Aici e cheia și lăcata. Eu cred că asta e. Tichetele de masă valoric mai mari, ne interesează chestia asta și a făcut guvernul pomană cu noi de la 9.41, l-au făcut 13 lei un tichet de masă, wow! Nu și-au făcut nicio pomană. Cum să nu și-au făcut niște pomană? Nu au făcut nicio pomană. Încă nu e un proiect de lege. E un proiect de lege inițiat de, și aici văd că și PSD și PNL și UDMR, tichetul de masă nu înseamnă bani scos din buget. Din bugetul statului. Corect. E bani scos din bugetul privatului, în primul rând, pentru că la stat, da. Deci e bine pentru angajați. E o măsură legislativă care, zic eu, vrea să o să dorească să profite de ea, și de asta ai propusă și de PSD și de PNL și de UDMR, să profite de ea în toamnă la alegeri. Știți, pe 27 iunie noi am propus treaba asta. Dar n-au vrut porcia de liberal, că probabil așa o sunt. Nu, dar pentru că acum și PSD-ul și PNL-ul și UDMR-ul, deci toți o să spună că ei au propus și ceilalți s-au aliat. Bun, dar ce se întâmplă? Ce înseamnă de la 9 lei și 41 până la 13 lei? Cât e o diferență, și... e o diferență 59 mare. De bani. Da, e o diferență. E o diferență. 3 lei și 59 de bani. Da, este o diferență destul de mare, pentru că creșterea era de 50 de bani, era de pe tichet. Dar câte tichete se iau? Adică se iau câte zile lucrătoare sunt într-o lună. Deci 30-31. Lucrătoare. Deci poți iei 20-21 de tichete. Cred că maximul e de 22. Nu știu. 22 ori 3 lei și 51 de bani. Sunt niște bani care se adună. Contează foarte mult să te duci la fabrică, să ai acel tichet, să poți să-ți iei o pâine. Pe atât poți să-ți iei o pâine. Un salam, înțelegi? Bre, 3 lei și 50 pe zi. Numai, eu mă refer de tichetul întreg, de 13 lei. Da. Deci cu 9 lei 41 te duceai și spuneai, domnule, dați-mi un iaurt, o pâine și tăiați din bucățica de salam să încadreze în... Știi care e salarizarea în străinătate pe care ne impune Uniunea Europeană în străinătate? Asta ne-o bagă pe gât, ne zăpăcește? E 1000 de euro măcar. Da. Da. Avem în România salarii de genul ăsta? Da, avem. Nu pentru noi. Nu, sunt salarii de genul acesta în... În 3 lei și 51 de parte, și măgărie. Se adună. Deci... Nu poți să faci, nu poți să dublezi. Ăștia sunt pași. Nu, hai să nu discutăm. Tichetul de masă este un bonus care angajatorul poate să-l dea sau poate să nu-l dea. Da. Drept dovadă că deci la instituțiile statului nu-l dă. Deci aici e o forțare la mâna
privatului, pentru că statul până la urmă câștigă, pentru că din banii ăștia 20% sau 19% cât Corect. Mai e TVA-ul sau 9% pentru alimente și așa mai departe, deci se întoarce la stat. Deci statul spune, domnule, dacă tu dai bonusul ăsta sub formă de etichete, da. Eu nu te impozitez pe tine firmă. Tu îți poți deduce din cheltuieli și așa mai departe. Dar statul știe că 20% din suma respectivă îi va reveni prin TVA-ul. Da? De la... Cu care ce se întâmplă? Se duce la buget. Și de acolo ce se întâmplă? De acolo se construiesc șosele, se construiesc autostrăzi, da. Spitale, școli... Helipaduri pentru toate liceele. Da. Deci, înțelegi? Deci, statul câștigă cu țărit. Ai întrebat de 1000 de euro. Salariul mediu brut e de 2000 și ceva de lei în România. Da. Total. Total. E, acum hai să vedem... Înseamnă asta, 400 de euro? Cam așa, 400-500. Pune 500, hai, 500 de euro. Rotundă. Da, deci mai avem până ca salariul mediu să urce. Uniunea Europeană ce vrea? Salariul minim de 1000 de euro sau salariul mediu? Salariul minim? Uniunea Europeană? Dacă ar fi după Uniune, am avea salariul minim de 1 euro probabil pe lună. Bă, și prețul spune de 500 că, de că se cer. Nu se poate. Că se aliniază la nivel european, da. Nu prețurile. Parlamentarii iau 1000 de euro pe lună? Parlamentarii iau cât vor ei până-i prinde DNA-ul. Nu. Mă refer ca și câștigă... Nu știu cât iau un parlamentar, că n-am vorbit niciodată cu parlamentari. Încerc să mă cred. Dar sunt afișate... Nu știu cât iau un parlamentar. Așa. Cât o cu pensii speciale? Cât iau un medic? Deci un medic ajunge la vreo 300-400 de euro. Medic debutant, s-ar putea ceilalți oricât medici... Oricât ar fi, e prea puțin. Cât managerul la Spitalul din Roman... ia 1500 de euro? Habar nu am, dar uite, dacă urmărește emisiunea... Da, ai avut știrea. Nu mai țin minte cât. A fost știrea pe 24 online. Da? Bă, da. Ia niște bani, nu urmărește știrile. Deci, judecătorii, procurorii... Poți să zici iau de pensii de 50 de milioane. Hai să vorbim de salarii. Deci, pensiile deja, știm, sunt pensii mai mari, mai da? Mici, nesimțit de mari, nesimțit de mici... Este că trebuie crescute. Oricum ar fi. Salariul minim pe economie în România este prea minim, ca să zic că n-am cum altfel, ca să fiu și ironic, e minimul ăsta, dar e minim de tot. Adică am făcut un calcul, le spuneam la oameni și în 24 de titluri, am făcut un experiment o săptămână încercând să trăiesc cum trăiam în Spania. Să nu mă lipsesc de nimic, fără să fiu totuși nesimțit de la care își cumpără în fiecare zi câte un lapte cu diamant sau câte un Ferrari. Corect, să trăiesc la modul decent. Mi-au trebuit într-o singură săptămână aproape tot ce am strâns într-un an s-a dus. Ce la Ferrari? La Ferrari. Mi-am luat să am în fiecare zi să mă pot duce în frigider și să iau fără să mă uit, bă, dar unde mai am să mai țin? Nu, să am 3, 5, 6 beri în frigider, constant. Eu nu beau bere, dacă să fie acolo 6 bere în frigider, că e cald. Nu mai chema. Să am un tort de înghețată în frigider, să nu am mai pus chirie, întreține chirie, nu plătesc chirie, întreține gaz, apă, lumină, net, telefon, țigările zilnice, etc. Cât să zic, să am, mă duc în bucătărie și numai să am... Stii pentru stomacel. Da. S-a dus într-o singură săptămână ce am strâns într-un an. Singura variantă să trăiești decent în România este să câștigi la loterie. Nu. Asta înseamnă minimul de economie. A rămas report? 13 milioane, parcă. Dar aseară, la tragerea de aseară. Nu știu. Nu știu, o să mă uit ca să văd. Cam, ideea este că, că nu-ți permite, 10.050 de lei, nu-ți permit să stai singur și cu chirie, de exemplu, să-ți permit să fii și burlac și să stai în chirie ca să ai un cuibușor de nebunii. Muncind cinstit și plătind taxe și impozite, 1.050 de lei nu-ți ajung. Sub nicio formă. Băi, nu poți să ai și înghețată și bere. Măi, la 1050 de lei nu mai pui de înghețată și bere și închirie. Să fii mulțumit dacă poți să-ți cumperi măcar o pereche de șosete la 6 luni. Nu, dar dacă ai amestecat berea cu înghețata, deja... Da, așa deci... face de dimineață, oameni buni. Trebuie să fim atenți. E dificil. Ceea ce mă intrigă, mă sperie, mă uimește, mă lasă... cu gura căscată așa și fără replică, pentru că trebuie să ajung să văd și eu sau să ar trebui să intru pe site-urile lor, pentru că unele prețuri sunt mai mari decât în vest.
la anumite produse alimentare. Iar cineva îmi spunea, domnule, m-am dus în Anglia, aici câștigam 1300 de lei, acolo câștig 950 de lire. Da. Am zis, nu mai e liră și leu. Am 950, 1300. Da. Am zis, la sfârșit de lună, cu cât rămân în Anglia, cu cât rămân aici. În Anglia mai rămâne cu ceva. Și da, își cumpără în frigider să fie mâncărica. Pentru că nu trăim pentru a mânca, dar mâncăm ca să supraviețuim, da? Și să putem să ne facem treaba. Deci avem o problemă cu ceea ce înseamnă prețuri, cu ceea ce înseamnă câștig salariar. Sunt încă probleme pe treaba asta. Piața, da, trebuie să le regleze mai bine. Avem care câștigă destul de mult, dar nu acel destul de mult care zicem la prima vedere, mamă, cât are ăla? Are 2000 de lei. Ălea nu-i ajung. Păi, crește standard. Imediat crește standardul. Crește nevoile. E foarte, foarte greu. Trebuie să fii foarte econom, să fii foarte atent. Da. Deci am întâlnit persoane și aici este o problemă de finanțe, de educație financiară. Deci am întâlnit oameni care câștigă aici, în țară, peste 2000 de euro pe lună. Ok, fericiți cei săraci cu Duhul. Deci niciodată nu se duc la cumpărături fără listă. Da. Nu se duc la cumpărături fără să studieze ofertele. Nu se duc la... Da. Și când se duc să cumpere ceva, deci... Inclusiv te gândești, dom'le, unde? La piață negociez. Nu, și în magazine. Cam greu să negociezi în magazin. Culmea, că omul a spus, dom'le, m-am dus acolo și după ce agentul de vânzări, vânzătorul de acolo i-a prezentat că vrea să cumpere, deci făcea investiții că își construia casa și vrea să cumpere, cred că din gips pentru interior, deci trebuia destul de mult, fiind o casă cu vreo 150 de metri pătrați, da, de câte am înțeles așa discuții, i s-a spus, ăsta este materialul cel mai bun, rigipsul cel mai bun, e așa și așa și așa, costă atâta. Și ce reducere îmi dați? Păi ăsta e prețul afișat ca să afle până la urmă că dacă își face card de așa, beneficiază de reducere de 10%. Da. Omul a spus, deci trebuia să cumpăr de, da, am de 60 de milioane, da, 6 milioane. Deci un om corect, care ar fi dat cu capul pe umeri. Da, trebuie să fim toți la fel. Deci să fim mai atenți că dacă te duci în magazin fără să ai lista cumpărături... Mai ales când ai doar 1000 de lei pe lună. Deci produsele sunt puse strategic, da? Cele mai ieftine sunt puse jos, nu? Ideea este că eu merg pe ideea, cu cât e ieftin, cu atât nu poți să te bazezi pe produs. Nu neapărat. Nu, da, nu neapărat, nu peste tot. Pentru că acum mai știi chestia aia că te duci și cumperi din centru o cămașă și costă 100 de lei și o găsești cu 60 de lei sau cu 50, corect, sau cu 30 de lei. Deci da, aici sunt discuțiile și astea. Hai să pe lăsăm... De altă parte mă gândesc cam cât timp pierd mergând de acolo până dincolo ca să fac o economie de 40 de lei când mă costă 45 de lei benzina să ajung dintr-un punct în altul. Deja am ieșit în pierd. Tu aici trebuie să ai calcule făcute, deci nu cumperi... Deci nu să mă duc la Bacău să cumpăr cu 10 lei mai ieftin. Nu, dar eu mă refer aici în roman. Da, mă duc la Bacău să cumpăr, dar deja am o listă și când trag linie, cumpărăturile făcute, cheltuiala de combustibil până acolo, fac să ies ori la prețul din da, roman, sau ideal sub prețul din roman, cu măcar un leu. Da? Deci trebuie să studiem oferte, trebuie să fim foarte atenți, să fim foarte chizuiți și acum, dacă eu câștig 1000 de lei și vreau să trăiesc la nivel, la nivelul care trăiește vecinul care câștigă 2000 de euro, o să fie cam greu. E o problemă. Pentru că s-ar putea la un moment dat eu să pot face niște descoperiri de credit, care cu dobânzi foarte mari, da? Și să trăiesc, pentru că sunt și niște care... Și eu sunt uimit de faptul că vezi cu telefon care costă cât
500, 700, 800. 3 salarii? Da. 5 salarii? Păi 15 milioane, 20 de milioane. 30 de milioane, știi? Deci și atunci, păi stai așa. Dar le plătești în rate, mă. Că n-are nimeni banii ăștia să-i dea jos pe un telefon. Mai zic și tu, nu că e pe abonament, sună-mă că n-am minute. Deci, da, știu despre ce vorbești, da. Înțelegi? Dau garsonieră sau nu, dau garsonieră pe BMW. Sau valorează mai mult mașina decât locuința în care stai. Nu știu acum dacă sunt e... Oamenii există. Bun, poți să valoreze mai mult mașina care o am în fața casei decât casa, da? Decât garsoniera, apartamentul sau casa pe pământ care o am, dar mașina valorează mai mult pentru că este o dubă care transport marfă și care produce bani și recuperez. Asta. Acum să beau Ferrari. Da. Și să stau într-o garsonieră? Nu îți convine. Păi, acum... Deși dacă te iei după bancnota de 1 milion de lire sterline, s-ar putea să-ți meargă. Nu știu despre ce vorba, nu? Cei doi frați care au făcut un experiment. Nu. Zi. Bancnota de 1 milion de lire sterline. Da. I-au dat unui homeless, unui amărât, o bancnotă de 1 milion de lire sterline, da? Și încercând să vadă dacă respectivul va putea să supraviețuiască fără să o schimbe. Și, evident, fiind singura bancnotă existentă de 1 milion de lire sterline, omul respectiv, bancnota i-a conferit omului un anumit credit, o anumită valoare, o anumită imagine. Da. Și s-a dus, a îmbrăcat, a mâncat și a făcut o carieră întreagă omul pe bancnotă fără să o schimbe. Da. Mergând pe ideea că, bă, n-are oricine bancnotă de 1 milion. Da. Da? Probabil că e un eficient, e hai să-i facem haine. Corect? Da. Și omul a supraviețuit foarte bine. Și tu cu Ferrari-ul al tău s-ar putea să faci la fel. Locuiești într-o garsonieră, dar e chestie de imagine. Știi, bă, nu-și permite oricine Ferrari. Da. Acum sunt discuții că, de exemplu, cei din afară nu sunt proprietari pe locuințele în care stau. Da. Noi avem încă spiritul ăsta de a fi proprietari. Da, corect. Bun. Acum, e bine, e rău, e bine la eu ei. Eu aș prefera să stau în chirie veșnic. Da, da, dar nu în România, pentru că în România chiriașul nu are niciun drept. Și voi spune în continuare, am stat în străinătate, în două țări diferite, în chirie și proprietarul apartamentului s-a ocupat de tot ce a însemnat mică defecțiune, ușor reglaj, reparații. N-au fost problema mea. De ce? Că nu-i locul meu. Eu plătesc o chirie. Tu să ai grijă să le folosești, civilizat, nu să distrugi și așa mai departe. Înțelegeți? E o mare diferență, pentru că dacă eu, un roman, de exemplu, îmi iau în chirie un apartament și vreau să-mi pun net, să-mi trag internet, trebuie să mă duc să mă rog de omul respectiv care e proprietar și dacă ăla nu vrea, nu am. N-am da, cum. Da, da. Mai vedem o știre ceva? Mai vedem ultima știre, dar n-avem de ce să ne mai luăm decât de ce spuneam mai devreme, că până la urmă primarii cu dosar penal sau cu condamnați cu suspendare își pierd mandatul. A decis Curtea Constituțională a României, a admis, de fapt, sesizarea președintelui Iohannis. Privind ce-mi place formulare. Formularele de genul ăsta mă omoară, mă, n-ar vorbi politicienii ăștia românește, bre, ca să priceapă tot prostul. Eu, de exemplu, au zis formulare. Curtea Constituțională a României a admis sesizarea președintelui Klaus Iohannis privind neconstituționalitatea legii referitoare la statutul aleșilor locali. Decizia a fost luată în unanimitate. Soluția pe care a ales-o Parlamentul ar fi deturnat scopul legiuitorului și anume acela de a apăra integritatea, responsabilitatea, funcția de ales local. În mare, traducerea ar fi aleșii locali condamnați cu suspendare și pierd mandatul. Da. Puteau să spună din prima chestia asta. Încadrează într-o formulare tipizată. Acum, știi cum e? Fiecare breaslă își are limbajul propriu. Da. Deci și în șarful. Vezi, mergem la filmare, să-ți iei șarful cu tine. E, what, cum, ce? Da. Mă, omule, înțeleg niște termeni tehnici pe care îi folosesc eu cu tine, dar când vorbesc cu tata, de exemplu, care nu știe ce e filmare, da, îi spun, luăm niște imagini. Da, dar apar niște chestii, ori pentru a arăta că aparții de acea lume, așa, poți să intre în reflex folosirea unor termeni. Da, deci care înțeles. Să folosească. Asta. Acum, aminte de un interviu pe care îl dăruse Ion Iliescu cu mulți ani în urmă, ca să stric ziua, apropo, omul respectiv a vorbit un sfert de oră, un talent pe omul ăla să te întoarcă așa, să treacă pe lângă răspuns, nu știu cum,
cine l-a învățat pe Ion Iliescu? Gorbaciov? Da, la școala de la... Îl întreb, domnule, ce faceți astăzi? Știi interviul ăla cu tipa în eventualitatea în care universul va, prin convergența tuturor planetelor lui... Da? Sinergia faptelor. Exact. Vasile, eu răspuns simplu. De ce trebuie să folosim termenul ăștia? Că dacă noi nu înțelegem, păi cei care votează și sunt în mediul rural și au 800 de ani... Lumea când nu înțelege spune că, bă, ce deștept e ăla. Da. Știi? Hainele împăratului. Deci, știi cu hainele împăratului? Da. Așa, dacă așa îi spui madama Nița din capul satului că uite mă, a decis privind neconstituționalitatea legii mamaie, ce e, zici? Ne apropiem de finalul ediției. Deci e clar că primarii cu aleșii locali condamnați cu suspendare își pierd mandatul. Ce se întâmplă cu cei care nu sunt condamnați cu suspendare, ci sunt condamnați cu executare? Acolo mă interesează pe special că sunt. Păi, fiind cu executare, deja trebuie să fie... stabilit prin hotărârea judecătorului ce drepturi a pierdut. Păi, primarul de Baia Mare, de ăsta vorbim. Dar nu, el e cercetat. El granist. Da, nu-i preventiv, deci el nu există o sentință definitivă. Da, ok, omul nu este considerat vinovat încă, dar da. E continuare în arest. Orică arestat, nu ai toate drepturile la mână. Nu. Deci atâta vreme cât nu-i hotărârea instanței, nu-i vinovat. Deci instanța spune dacă e vinovat sau nu. Faptul că te-am dus la miliție, da. Că te-am prins cu mâna în buzunarul meu, da. N-ai găsit nimic, așa? Corect. Nu înseamnă că ești vinovat, deci polițistul notează da. Ce spui tu, ce spun eu, duce dovezi la judecător, judecătorul spune, bă, n-a furat. Corect, deci omul este arestat preventiv. Da. Arestat preventiv. Da. Am să caut acum care sunt ce se întâmplă cu un arestat preventiv, dacă are dreptul să meargă la fie vot. Președinte, are dreptul să meargă la vot. Gândește că și Tăricianu este judecat în momentul de față, da? Da. Are... Pușcăriașii votează în secțiile din... Sunt pușcăriași care au drept de vot. Drept de vot. Pentru că sunt corect. Anumite situații în care își pierd și drepturile acestea. Și le pierd și după o perioadă, după ce ies din arest. Da, asta știam. Deci aleșii local condamnați cu suspendare și pierd mandatul, s-ar putea să rămânem fără primar și consilieri, zic și eu. Ne apropiem de final, nu? Am terminat ce să ne apropiem. Uite-l că vine finalul. Vine finalul. Vine. Omoară ăștia, mă, nu știu ce, parcă dărâmă casa de cultură, frate. Dragilor și... Mol. Unde fac mol? Aici. Hai. Dragilor și dragilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenția. Aveți grijă cu cine vă căsătoriți, uitați-vă. Da, trebuie să vedeți semnele. Cereți certificatul de botez. Doamne ferește să nu fie din alte din zone. Gașca ortodoxă că ați încurcat-o, voi ortodoxi. Și la catolici au niște reguli de genul ăsta și bănuiesc că și musulmanii le au, deci... Pe... Tâmpenii, acum, cum îți dai seama că e musulman? Păi dacă are o centură de aia mare. Da. Ne vedem vinerea viitoare. Până atunci weekend cu căldură, dar gândiți, nu foarte mare, toate cele bune. Logic, liber și gândiți-vă la candidatul ideal, candidatul cel mai bun pentru la toamnă. Da? Să nu mai vedem în Parlament pe niciunul din actualii parlamentari. Că vor fi în arest oricum cu toții. Vă mulțumim pentru atenție. Domnul Vasiliu, ne vedem vinerea domnul viitoare. Domnul Foghel. Iar dăm mâna cu omul ăsta. Ne luăm la revedere de la el. Stai, mă scuzi. Domnul Ciprian. Toate bune. Sănătate. Sănătate.